spate. Da, eu n-am vorbit, că se aude, adică... Se aude de la... Dar nu mai tare acum, ci se aude de aici. Da? Chiar la da? Sau da. Da, despre mine a vorbit doamna Eni, a vorbit și doamna profesor dr. Luminița. Aș mai aminti și eu câteva lucruri. Sigur că m-am născut la sat, până în clasa 6, din clasa 6 am urmat școlile aici la Lugoj, tot ce am făcut. Și pentru că m-a uns Dumnezeu cu multe talente, aș putea să spun că și aici, în Lugoj, am scris de când mă știu, de mic, nu de mic, din clasa 7-a, 8-a. Compuneam poezii în special, dar mă ocupam și de muzică. Mi-aduc aminte că în clasa 6-a, la un concurs pe oraș aici, care s-a ținut interșcoli la clubul ITV-ul de acolo undeva, am luat locul întâi pe oraș la Fluier. Da, era ceva extraordinar, venisem de la sat, pe acolo mai petreceam timpul cântând la Fluier și am reușit să învăț două, trei melodii. Sigur, cu melodiile alea am făcut prată aici la Lugoj și am luat locul întâi pe oraș la instrumente. Mi-a plăcut de întotdeauna să cânt, am cântat și aici, dar așa cum vă spun, am și scris. Timpul a trecut, am terminat liceu, am făcut o specializare în comerț în București și am lucrat la biroul ăsta al OCR-ului, cum era înainte la Lugoj, aici, de 28 de ani. În toată perioada asta am scris de multe ori, că mă ocupam cu tot felul de poezii, atunci când erau evenimente la întreprindere, eu trebuia să le fac și afișe, și lozinci, și catrene când erau zilele de naștere a lor. Deci tot timpul eram ocupat cu așa ceva. Mi-a plăcut, într-adevăr, să cânt, să scriu și să desenez. Am fost un bun caricaturist. Mai târziu, prin 99, când am venit în America, am avut ziarul ăsta, se numea Vorba, Lugoj, dar numai vreo câteva apariții am avut, pentru că aici și caricaturi făcute de mine, pentru că tot ziarul ăsta, care are vreo 16 pagini, l-am făcut eu. Eram singurul care lucram, nu aveam angajat, să încercasem să mă gândeam că poate o să iasă ceva. E un ziar foarte bun, reușit, cu multe informații, dar vremurile de atunci erau foarte grele, costa foarte mult editarea și așa mai departe. Lucram o săptămână întreagă singur și am zis că n-are rost, dar câteva apariții am reținut și să le fac și ăsta e primul număr, am reținut un număr. Formă, sigur, în America, în 90, așa cum spunea și doamna Luminița, în 90 am plecat în America, am stat vreo 4 ani acolo, am făcut o școală de IT, de, cum se zice, de computere, și acolo am făcut o invenție, de fapt două invenții, în 94, în California, chiar lângă San Francisco, de Silicon Valley, se numește cea mai dezvoltată zonă din lume tehnic. Acolo s-au inventat calculatoarele și așa mai departe. Am făcut o școală de un an și jumătate de IT din astea, de reparat computere și am reușit să fac o invenție. Atunci erau început să apară CD-urile și am făcut o mașină automată care, mă rog, copia automat CD-urile astea. Și mai a fost încă o mașină mică care lucra cu dischetele alea mici de vreme. Sigur, asta e istorie, că asta a fost acum 30 de ani. Dar atunci era ceva formidabil. La noi nici nu se știa în România de așa ceva. Sigur că cei care au achiziționat mașina aia mică de dischete de la mine au rămas impresionați atunci când ne-am pus-o pe masă și au văzut cum merge și m-au întrebat cine a făcut-o și am spus că am făcut eu singur acasă în apartament. Au rămas stupefiați și au zis că e incredibil. Au luat-o și
ok, ca să ne dovedești că ai făcut-o, încerci să mai faci una. Și în câteva zile am început imediat să mai construiesc una, da? Nu am dus-o până la capăt, că ei s-au convins că eu am făcut. Și am rămas stupefiați cum am reușit eu să fac singur această mașină. Era unică în lume la în momentul ăla, pentru că era cea mai mică, nu mai făcuse bine așa ceva. Și sigur că urmă, m-am întors în țară, probleme familiale, trebuie să mă întorc. După 4 ani în țară, am rămas în țară aici, am scos ziarul ăsta, am deschis o firmă acasă de operat calculatoare și câteva luni de zile am avut-o și aia deschis, dar erau vremuri încurcate. Nimic nu mergea, asta e, începutul era